Instituția Poliției Naționale a împlinit în acest an 25 de ani de la fondare. Deși e sărbătoare, oamenii în epoleți spun că se confruntă cu o serie de probleme. În primul rând, despre necesitatea păstrării unei imagini bune în societate și a spiritului de colegialitate, care, au spus ei, începe să dispară în rândul colaboratorilor tineri. Prezent la evenimentul polițiștilor, președintele raionului Alexandru Bărbăruși a felicitat pe cei care apără drepturile și libertățile fundamentale ale cetățeanului, asigură liniștea și ordinea publică, a exprimat profunda recunoștință pentru eforturile depuse și succesele obținute pe parcursul anului, a dorit tuturor realizări profesionale și succes în viitor. Mai mult, președintele raionului a vorbit și despre alocarea de mijloace financiare necesare procurării unui set de uniforme noi pentru colaboratorii Inspectoratului de Poliție. Stimați colegi, eu vă aduc sincer felicitări cu ocazia 25 de ani de la formarea Poliției Naționale. Vă doresc multă, multă sănătate dumneavoastră, familiei dumneavoastră, prosperitate, încrederea populației față de poliție să crească pe an și trece tot mai tare și mai tare, reacționarea cât mai operativă la toate infracțiunile și la toate evenimentele care se trec în țară. Vreau să felicit actualii polițiști și comisariatul anienii noi și mai ales toți veteranii, pensionarii care au ieșit la pensie și s-au dat toată forța, toată demnitatea și tot ceea ce au avut mai scump pentru dânșii, ca viața, ca datoria, ca demnitatea. Și aș da o singură îndrumare la aici mai tineri, la actualii polițiști care sunt încadrați, să-și nu uite demnitatea, datoria și mai mult stimă față de cei care au părăsit rândurile lor în ziua de astăzi. Le dorim multă sănătate, viață, succes, mai departe, în slujba lor rituală de toată ziua. Băieților tineri care activează la moment, eu îl doresc să fie prietenoși, să nu țină ură unul pe altul și să muncească cât mai mult, deoarece înainte nu se ținea cont de orele de lucru, respectiv conform codului muncii de la 8 la 5, se muncea zi de zi, se muncea noapte în noapte și se făcea un lucru foarte mare. Și s-au adus multe rezultate bune. Vreau să zic că și băieților tot tineri, că au lucrat mult înainte, să aibă o mai mare conlucrare cu organele de forță, cu procuratura și judecata, deoarece la moment simte cum tării toți trei, poliția, procuratura și judecata, tării ca cum în fabulă, racul broască și o știu, că tării în diferite părți. Multă sănătate, multă răbdare soțiilor, prietenilor, băieților care fac serviciu în poliție și la mai mult și la mai mare. Spre finalul ceremoniei, unii polițiști au fost menționați cu diplome și medalii ale Ministerului de Interne și ale Inspectoratului de Poliție a Illinois pentru rezultate foarte bune în activitate.